Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, ediție specială. Va fi expus Andrei Volosevici din PNL sau nu? Cine este candidatul PNL la primăria Ploiești? Sperăm să aflăm în această zi. Invitatul meu este doamna senator Roberta Anastase, președintele PNL Ploiești. Vă mulțumesc, doamna senator, bine ați venit. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Luminați-ne, de ce zâmbiți? Ați început așa furtunos cu excluderi cu... și de-aia zâmbeam. Excludere și... Vă trezește zâmbetul? Da, lămuriți-ne, luminați-ne, vă rog, faceți lumină din punctul de vedere al PNL. Domnul primarul, încă o dată spun, pe mine mă interesează funcția publică, în mod evident. Și atunci primarul Ploieștiului a anunțat că va fi candidatul PSD la primăria municipiului Ploiești în anul 2024. A existat și din partea PSD, din partea unor lideri PSD, declarații publice că susțin. Pe de altă parte, domnului Volosevici i-a trecut acea perioadă de suspendare din PNL. Cu alte cuvinte, suntem într-o situație de mâne caragiale. Domnul Volosevici este membru PNL Ploiești cu drepturi depline, dar dânsul candidează din partea PSD Ploiești la primăria municipiului Ploiești, iar PSD și PNL sunt în alianță la nivel național. E corectă afirmația, analiza dumneavoastră, deopotrivă și afirmația că suntem în caragiale. Nu ne putem depărta de Ploiești nici o secundă, se pare, nici la nivel politic. Așa este. Partidul Național Liberal Ploiești, ulterior confirmat de conducerea județeană, a încercat la începutul acestui an să tragă un semnal de alarmă, să încercăm să-i spunem primarului Ploieștiului, după numeroase discuții interne, că e momentul în care să revină la promisiunile pe care le-a făcut în campania electorală. Real, noi nu l-am suspendat pe Andrei pentru că ne-am certat noi în organizație. Noi nu am avut discuții decât pe temele legate de cetățeni, legate de promisiunile pe care le-am făcut împreună, ni le-am asumat împreună în fața electoratului. Și în momentul în care îți asum candidatura în numele unui partid, e firesc ca până la urmă și partidul respectiv să ceară, oferindu-ți în schimb absolut toată susținerea, să-și ceară să îndeplinești nimic altceva decât ceea ce ai promis. Și am mai cerut un lucru, să-și corijeze puțin mai mult, dacă se poate, comportamentul public. Comportamentul și cel pe care îl afișează în conferințele de presă, unde știți foarte bine că a și jignit ziariști și nu odată, a avut și niște o apariție, ca să zic așa, care a stârnit foarte multe discuții la nivel public cu privire la starea dumnealui. N-are rost să intrăm în detalii pentru că am văzut foarte multe comentarii ale ploieștenilor în acest sens, plus comportamentul în interiorul primăriei care duce la o ineficiență a managementului în această instituție. V-am lăsat să faceți această istorie, dar aceasta a fost pe scurt, situația. Da. Termenul de suspendare a fost... Când i-a trecut? Că doamna senator, un parlamentar PSD, nu știa dacă da. E membru, nu e membru. Da. Deci la sfârșitul lunii iunie se împlinea acest termen. Înainte, nu știu să vă poziționez exact, dar cumva în apropierea acestui termen am avut acea declarație publică pe care dumneavoastră ați obținut-o sau, dacă vreți, la dumneavoastră a fost prima oară anunțată declarația primarului, conform căreia decizia dumnealui este de a candida din partea unui alt partid, în speță PSD. Și v-a luat prin surprindere? V-a șocat? Adică vă așteptați? E mult spus că ne-a șocat evoluția lui conflictuală. Era un membru suspendat, da? Din PNL. Da, dar temporar, evident. Real, Andrei Volosevici a avut această evoluție încă de la început. Vreau să vă spun că noi am avut, de exemplu, o majoritate împreună cu USR-ul, confortabilă și chiar oamenii au crezut că veți implementa. Cu toate acestea, Andrei Volosevici, proaspăt ales primar la momentul respectiv în 2020, ne-a cerut să punem un candidat
să punem viceprimar din partea PSD-ului, în condițiile în care, mă rog, PSD avea doi consilieri. Doi consilieri și ne-a cerut și de ce v-a cerut asta? E declarație în premier, adică nu am mai auzit. Da, da, deci primului demers a fost acela, așa am întrebat și eu. De ce Andrei Pănuiesc? Și v-a spus Roberta că erați... Da, adică, care e logica atâta timp cât ai o majoritate și teoretic tu te bazezi pe cei doi viceprimari, okay, pentru a face echipă și a rezolva problemele Ploieștiului și ne-a spus că, mă rog, are o obligație personală. Și ați înțeles-o? N-ați înțeles-o, că n-ați spus. Evident că nu am înțeles-o și ulterior a revenit și el asupra acestui lucru și a acceptat să susținem un candidat din partea PNL-ului în persoana domnului Dan Nicodim. Bun, după aceea s-au întâmplat și s-a întâmplat. S-a întâmplat. Anunțul dumnealui a fost acela... V-a surprins, sincer, că va candida din partea PSD? Că eu unul... S-a și văzut, au fost reacții publice foarte multe, bun, după acea emisiune. Evident că eu, adică vorbeam despre altceva și dânsul a anunțat dumneavoastră, după o declarație extrem de directă a dumneavoastră, că Ploieștiul începe să semene, din păcate, cu o comună. Exact. Bun, și dânsul a spus, domnule, mă duc la PSD. Da? PSD-ul a confirmat. Dumneavoastră ce ați, adică ce ați zis? Domne, păi e suspendat, îi trece suspendarea, dar se duce la PSD. Caragiale. Pe mine nu m-a surprins declarația lui. Tocmai de aceea am făcut apel acea primul derapaj pe care l-a avut cu viceprimar de la PSD. Pe mine m-a surprins reacția PSD-ului. Sincer vorbind, de ce v-a surprins? Nu sunt în situația politica să analizez comportamentul PSD-ului, dar mi se pare pur și simplu un comportament sinucigaș, pentru că în momentul în care ți-ai candidat un primar care real a pornit de la un vot și o speranță mare a ploieștenilor și un vot de 57% și nu a făcut nimic, a dezamăgit constant. N-a dezamăgit doar PNL-ul. Din păcate, PNL-ul în ecuația asta este la rândul lui o victimă, în sensul în care noi ne-am străduit să facem foarte multe lucruri în Ploiești și real domnul Voloseviș nu a vrut să le facă. E, în momentul în care tu ții un asemenea balast, da, în partid, practic... Balast spuneți dumneavoastră. Balast spun eu și sondajele de opinie, adică nemulțumirea populației, nu știu. Haideți că eu sunt sociolog și... Nu vă pun să faceți un sondaj de opinie. Eu operez cu datele din sondaje. Dar dumneavoastră vă propun să faceți, ca și pe toți cei care ne urmăresc, să facă un experiment. Să întrebe 10 prieteni, cunoștințe, vecini, colegi de serviciu, da? Câți dintre dânsii mai votează sau ar vota, dacă mâine ar fi alegeri, cu Andrei Voloseviș. Aveți date? PNL a făcut un sondaj la Ploiești? Deci noi avem date, tocmai de aceea vorbesc, dar nu vreau să vorbesc cu datele noastre, pentru că oricine ar putea să analizeze lucrul ăsta, dar fiecare dintre noi putem verifica la modul cel mai simplu, întrebându-ne cunoștințe care nu sunt angrenate politic. Acum nu mai vreau să pun gaz pe care nu sunt angrenate. Un parlamentar PSD, pe scaunul pe care stați dumneavoastră, a spus: "Domne, ploieștenii sunt mulțumiți, sunt mici deficiențe în Ploiești, că am fost mai multe cartiere noi din PSD Ploiești și aceste deficiențe au fost rezolvate punctual." Adică, știți cum este, că doamna senator, eu vă întreb sincer acum. Am văzut și eu emisiunea dumneavoastră, vă urmăresc și e firesc, am urmărit și eu emisiunea, recunosc că la un moment dat am crezut că am pierdut șirul și că vorbim de alt oraș. Adică, nu, serios, de să spui că mai avem așa câte o problemă cu câte o frunză căzută pe jos, în rest n-ar fi probleme. Nu știu, haideți. Sunt două realități paralele, dumneavoastră spuneți, domne, primarul Voloseviș, eu acum cu alte cuvinte, nu a performat, asta spuneți dumneavoastră, sau administrația acolo, nu a performat. Și alții care spun, domne, orașul arată bine. Ce trebuie să înțeleagă cetățeanul? Păi nu, cetățeanul înțelege realitatea pe care o trăiește. Că, ok, și poate să accepte că unii trăiesc în realitatea Ploieștiului și alții trăiesc, nu știu, metavers. Adică, nu, serios, haideți să ieșim pe stradă, facem experimentul. Primul om pe care îl întâlnim, îl întrebăm dacă este mulțumit de ceea ce se întâmplă în oraș. Și, nu știu... Am înțeles. Ce face PNL Ploiești acum?
PNL Ploiești, aveți, în primul un număr rând, important. Am așteptat. Da. După această demisie, am așteptat un prim sau ultim, dacă vreți, gest de onoare al primarului Veolosevici în raport cu PNL-ul, anume acela de a-și da demisia din partid și, evident, din funcția de primar al Ploieștiului. Era un lucru firesc. Atâta timp cât tu decizi să candidezi din partea unui alt partid, indiferent cum se numește el, da, era firesc ca următorul pas să fie acela de a spune: dragi colegi, decizia mea este aceasta, prin urmare eu demisionez din PNL. Era... Și implicit spunea să își pierdea mandatul. Da. Păi, și? Păi cum și? Păi cum și? Ar fi fost și o ieșire elegantă, dacă e să mă întrebați pe mine, din punctul lui păi de vedere. Păi dânsul vrea să mai candideze, adică dânsul și-am zis clar, candidez din partea PSD, cum să iasă din scenă? Sau ce îi propuneați? Alegerea anticipată la Ploiești? Cam asta era. Greu de crezut. Sau un viceprimar lua, prelua? Bun, pentru și... o perioadă, da. Bun, nu asta era problema. Problema este că atunci când ai o coloană vertebrală și chiar crezi în ceea ce faci, îți asumi gesturile astea și mergi până la capăt. Îți dai demisia. Nu e normal? Eu dacă dumneavoastră, sincer, aveți, nu știu, Doamne ferește, divorțați, da? Vă anunțați nevasta că divorțați, că divorțați, că vă și mutați la alta, adică... Dar de ce, doamna senator, la alta? Mă rog, vorbim ați ales și dumneavoastră un exemplu? Vorbim ipotetic, dacă se uită, da? Soția, ok. Da, și spuneți, știi, eu de fapt nu plec din casa ta legal. Rămân cu tine, nu, da? Da, rămân cu tine, dar mă duc rămân și la, în acte, da, cu tine, pentru că avem, da, unde să stăm. Dar teoretic eu îmi duc viața cu altcineva. E o chestie de onestitate, nu? Totul trebuie să transpunem și din gesturile oamenilor politici, chiar dacă știu că majoritatea celor care ne urmăresc nu neapărat ne simpatizează și înțeleg de multe ori, mă uit și eu la televizor, mă uit și eu la reacții și înțeleg de ce ne judecă de fiecare dată aspru, dar până la urmă suntem și noi oameni și trebuie să transferăm în viețile noastre personale toate aceste realități. Cum am reacționat noi în astfel de situație? Bun, și ați așteptat demisia... Așteptat demisia dumnealui. Bun, și n-a venit. Și n-a venit, da. Și va, adică așteptați pe bune sau așteptați așa... I-am cerut-o pe moment. Ba, dar să-l cunoașteți. Acum, rațional vorbind, din moment ce ai făcut acum 3 luni sau 4 luni declarația, normal că nu mă aștept. Și ce faceți dumneavoastră? Fiindcă Andrei Bolose, primarul Bolosevici, este membru PNL cu drepturi de pline, candidat din partea PSD la alegeri, la funcția de primar în, pe anul viitor, pe vremea aceasta, da? Da. Înțelegem să ne poziționăm... Îl exclude sau nu îl excludeți din PNL? Nu, nu îl excludem din PNL. Nu-l excludem din PNL pentru că el practic s-a auto-exclus. Mai sperați, gest... mai sperați să nu, se întoarcă exclus. Și nu, să... Nu, nu, aici lucrurile sunt încheiate. Andrei Volosevici nu mai are nicio treabă cu PNL-ul. Aici. Deci excludeți ca pe, dacă să vă împăcați? Să... Nu, dar noi nu ne dorim. Noi ne-am pus și vreau să mă înțelegeți sincer. Sunt omul și știți foarte bine. Care am stat, sunt omul care l-am susținut pe Andrei să devină primar al Ploieștiului în primului mandat. L-am susținut 4 ani de zile ca și coleg. Bine, parlamentar, ați avut și funcția, ați ajutat, președinte ați adus, de da, cameră, da, să-și ducă acest mandat până la capăt, un mandat de succes, pentru că în baza acelui mandat și-a obținut Andrei Volosevici voturile. Acum, realist, nu pentru că era vreun om politic extraordinar sau că în dreptul lui, nu știu, ar mai fi stat vreo activitate. Nu, era vorba strict de acel mandat. Și a luat acele voturi și mi-am dorit în acel moment să văd că proiectele lăsate într-un anumit punct în 2012 vor fi reluate și că vom face pași înspre dezvoltarea acestui oraș. Și noi speram la fel, adică da, bun. Păi, și când vezi că ai contracte semnate pe masă de 180 de milioane de euro, 180 de milioane de euro i-a lăsat fostul primar semnate. Și de ce, deci, nu s-au implementat? Toată birocrația. Explicația dumneavoastră, fiindcă mă pun și locul domnului Volosevici. Și dânsul vroia să iasă bine, nu?
Păi aici e problema, care nu mai e de natura normalului. Iertați-mă că eu nu mai pot să consider consilierii ședință de ședință. I-au atras atenția: domnul primar, pierdem fonduri europene. Nu-s puține 180 de milioane să le bagi în dezvoltarea orașului? Stați puțin, că n-avem... Da, să le bagi în dezvoltarea orașului, dar nu numai ce înseamnă asta, ce înseamnă să bagi în economia plăciului. Normal. Și de ce credeți că n-a făcut? Că nu, adică, da? Logic, în primul rând, prima oară, lucru pe care mi l-a spus mie, mi-a zis: a, eu nu tai panglicile lui Dobre. Și am spus, la nivel de orgoliu personal? Da, în sensul în care de a prelua lucruri ca începute de fostul primar, indiferent cum se numea el. Coleg de partid. Și coleg de partid. I-am spus, asta e de natura, cum să zic eu, patologicului. Pentru că pe fonduri sunt proiecte europene, pentru noi ploieștenii, pentru Dumnezeu. Și pe fonduri europene, într-adevăr, etapa birocratică, aia în care depui proiecte, completezi un milion, durează. Întotdeauna ele sunt, în general, cele pe fondurile clasice, sunt, să zic, se întind pe durata unui mandat, poate unui mandat 3 și ani jumătate. Minim, da, exact, 3 ani minim, ca să încep să implementezi. Deci, până la urmă, de ce n-ai absorbit? Nu, păi puțin, a doamna, avut o fixație. Doamna președinte, acum orice cetățean simplu se va întreba așa: Bă, sunt doi oameni politici cu experiență, Roberta Anastase, da, a fost președinte al Camerei, deputat, senator, Andrei Volosevic, fost primar al Ploieștiului, oamenii ăștia n-au vorbit înainte când au cantat, adică oamenii, fiindcă știți de ce, da, doamna senator, eu mă pun în loc, exact ce spuneți dumneavoastră, cum vă raportați de multe ori la cetățeanul simplu, îmi zice: bă, dar stai puțin, că noi am votat și pe Volosevic, pe Andrei Volosevic, am votat și PNL-ul, fiindcă au oameni cu expertiză, oameni cu experiență, adică... Corect. Absolut logic. Am avut această discuție. Am avut discuția înainte vis-a-vis de fonduri. El, având o reticiență în raport cu fondurile europene în ansamblu, că se absorb greu, că e un control ridicat al fondurilor. Da, Bolojan cu fonduri europene a dezvoltat Oradea, Boc cu fonduri europene a dezvoltat Clujul, deci la Alba Iulia, la Sibiu, deci la Brașov, la Constanța, la Iași. Și spus, Andrei, eu nu zic că este ușor, dar îți propun să ne vedem cu Emil Boc, să ne vedem cu Ilie Bolojan. Haideți să vedem cum au depășit ei toate aceste lucruri care pot fi, să zic, dificile. Și v-ați întâlnit, da? cu Ploieștiul? Mi-a cu domnul... promis de două ori, am vorbit inclusiv cu directorul de relații internaționale, deci de fonduri, da? Europene din primăria domnului Bolojan. Care și el mi-a zis, da, ne vedem, dar nu acum, deci dar mai stai ajuns puțin. Nu. Mai mult decât atât, consilierii, fiecare dintre ei, au încercat, eu am ieșit în conferințe de presă, atenție, mai e, gândiți-vă, ca procedură, că nu mai ținea nimic de Consiliul Local. Totul era strict în a lua proiectul, a face procedura de licitație pentru PT și execuție, deci proiectul tehnic și execuție. Și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. De ce, doamna, a venit, ba mai mult, culmea ridicolului, a venit din 6 în 6 luni în fața Consiliului Local să actualizeze prețurile. Da, știu. Spunând, pentru la fonduri moment europene, dat, pentru proiecte, da. La un moment dat, consilierii spunând, domne, dar nu se poate, în astea 6 luni nu s-a întâmplat nimic. În ultimele 6 luni n-am început da, cu șine la treabă. Da, că tu poți să actualizezi și înainte de a desfășura licitația și în cazul în care intervii schimbări. Cum vă explicați? Că să aveți experiență. Adică, pe bune, că știți de ce vă întreb acest lucru? Vă întreb fiindcă eu vorbeam și mențin acest punct de vedere. 4 ani pentru Ploiești sunt puțini, dar 4 ani din viața noastră sunt mulți. Și ca atare, ideea e că noi am votat actuala administrație că a livrat în primul mandat. Așa este. Și vroiam să livreze și acum. Adică exact. Altfel îmi pierd încrederea total. Când vine cineva, domne, nu mai cred în ce scrie, fiindcă vreau să livrez. Mergi pe principiu, măi, nu mai fac experimente să votez un om nou. Merg pe un om cu experiență care a demonstrat că a făcut și votez. E, ce arată lucrul ăsta? Ce? Singur lucru. Faptul că în primul mandat, când a avut echipa Roberta Anastase în spate, da? Echipa noastră, da, în spate, și am lucrat împreună, lucrurile au ieșit cum au ieșit și au văzut toți ploieștenii foarte bine. În al doilea mandat, când din prima zi el a luat distanță vis-a-vis de echipă și practic
s-a dus către primărie. Nici nu pot să spun că și-a făcut prima lui, că și-a făcut vreo echipă, pentru că real a intrat în conflict cu toată lumea. Deci aici lucrurile sunt greu de explicat. Din momentul ăla nu s-a mai întâmplat nimic. Noi am funcționat în continuare pe ideea de echipă și vreau să vă spun un lucru. Nu a existat un proiect, dar un proiect cu care să vină în Consiliul Local și care să fie pentru ploieșteni să nu fie susținut de consilierii PNL. A fost în schimb invers, când s-au opus să se facă societatea de termie pentru Ploiești și în care consilierii și-au asumat, aici vreau să fiu cinstită să spun, au lucrat consilierii PNL, dar de asumat și-au asumat toți consilierii din Consiliul Local. Era singura soluție. Da, dar la acea soluție domnul primar a pus presiune pe toți oamenii din administrație și au avut, râdea un coleg de-al meu, mă, mai avea și portarul să ne dea aviz negativ. Deci toate departamentele primăriei, deci toate departamentele primăriei aveau, n-aveau treabă cu subiectul, că relații internaționale, n-avea treabă cu subiectul termiei, dar ne-a dat un aviz negativ. El personal, domnul Soare de la relații internaționale, a zis că el nu consideră că ploieștenii trebuie să aibă apă caldă și căldură. Și domnul primar, stând în fața lor, după ce a încercat să blocheze, a mers peste tot, tot consilierii locali, să știți că au fost la ANRE, la Consiliul Concurenței, ei au rezolvat ca să avem apă caldă și căldură pentru Ploiește. Când s-a reușit acest lucru, după o lună de zile, când a văzut că e fezabilă toată treaba, a ieșit domnul primar și a spus: dragi ploieșteni, ce să zic, când lasă consilierii ăștia așa un gust amar, că s-au cam opus la proiectul de termie. Deci se uitau consilierii și ziceau: dom'le, deci trăim în două realități paralele. Deci ceva, ori e omul bipolar, ori noi trăim în realități paralele. Dar rețineți ideea, nu a existat niciun proiect, dar niciun, în care domnul Volosevi să facă un lucru bun pentru ploieșteni. N-au prea fost, ca să fiu cinstită, dar când au existat, nu s-a pus problema să nu își găsească 13 voturi de la PNL. De aici a pornit numărătoarea, de la 13 voturi de la PNL. Când a fost un lucru ilegal, consilierii PNL nu numai că i-au spus oprește-te, asta e ilegal, da? Mai mult decât atât, au căutat să găsească soluții alternative. Cum va fi următorul an pentru Preșulan pierdut? Aveți experiență. Eu vă spun cinstit, eu... Mă rog, n-are rost acum să vă spun că o să curgă lapte și miere și că se schimbă și că jevine. Nu, dar un an pierdut pentru ploieșteni, la... Eu fac o diferență clară între pentru ploiești, pentru ploieșteni. Ploieșteni nu are ce să se întâmple. Eu mă rog la Dumnezeu să treacă o dată mai repede să se termine coșmarul ăsta. Deci e singurul lucru pe care mi-l doresc. Vă spun sincer, ca om care am stat lângă Andrei în primul mandat, secundă de secundă, nu cred că a existat problema Ploieștiului pe care să nu știu și în care să nu mă lupt ca ea să fie rezolvată. Și toată speranța pe care am avut-o acum, pentru că pentru prima oară era și Consiliul Județean. Era o conjunctură, a fost o Ploiești, a avut o conjunctură și incredibilă. Și Consiliul Județean. Ploiești, Consiliul Județean și Guvern. Exact. PSN poate peste 20 de ani va mai fi. Numai, exact. Și am zis, zic, Doamne, îți dai seama, când mi-a fost nouă de greu pe așa atunci, am crezut și eu, stați că parcă ziceți din mine. Pe așa am crezut și eu. Da, și am rezolvat atâtea lucruri și mă sunat. Da, păi acum, deci când s-au aliniat planetele. Că de la 8 dimineață până la 1:30 noaptea, cred că vorbeam de cel puțin 20 de ori în primul mandat cu Andrei pe telefon. De fiecare dată când avea o problemă la nivelul local, dar cu implicație la nivel național, eu eram omul care încercam să rezolv toate aceste probleme. Orice problemă cu care se confrunta la nivel local, o discutam împreună. Ei bine, din acest mandat a refuzat complet orice. Din prima zi sau s-a rupt filmul? Din prima zi. Spuneți-mi, vă rog, ultima întrebare. PNL are candidat la ora actuală pentru primăria Ploiești? Sau cum vedeți situația? Fiindcă ce a spus dumneavoastră un pic mai devreme, așa gândesc și eu. Dom'le, am candidat Andrei Voloseviș, candidatul PNL, am promis, nu am livrat pe măsura, din diferite motive, da? Corect. Ploieștenii există riscul sau, mă rog, vor sancționa și pe Andrei Voloseviș și pe PNL. Cine va, dacă nu se va livra până la final, habar nu am, dar sunt șanse foarte puține la Ploiești ceva. Știți cum e, dacă nu s-a întâmplat nimic 3 ani de zile, e greu să
Îți imaginezi că se poate întâmpla ceva într-un an. Cum vedeți PNL, ce va face la Ploiești? În primul rând suntem în... Sunteți în căutarea unui candidat sau nu? Nu, suntem în primul rând într-un dialog cu cetățenii. Pentru că eu sunt conștientă de faptul că ei ne fac responsabili. Noi l-am luat, noi știm, Andrei Volosevici a revenit în PNL cu ocazia acestei candidaturi. Pentru că, așa cum știți, dumnealui a trecut prin mai multe partide. În 2020, spuneți ca să ne în 2020 a revenit în partid pentru a candida în PNL. Noi cumva ne-am asumat un risc. Nu vă ascund că au fost reacții, dacă să avem sau să nu avem încredere. Și am spus, atâta timp cât ploieștenii au atâta încredere în Andrei Volosevici, pentru că ne arătau sondajele, atâta timp cât noi suntem echipa care am lucrat cu el, chiar dacă ne-a fost greu și în primul mandat. Dar oricum era mult mai sănătos decât e acum, adică nu mai... În sensul sănătoasă relația, da? Zicem, asta, da? Comunicarea era mai ok. Da. În momentul de față, lucrurile au degenerat complet. Nici noi nu ne-am așteptat la asta, mai ales că am avut discuția cu Andrei. Și acum comunicați? Sau ce faceți acum la PNL Ploiești? Că nici nu puteți să... PNL, adică principalul partid de dreapta. Vreau să vă spun ceva. Și înainte de a candida, i-am spus, Andrei, îți știi defectele, știi ieșirile nervoase, știi faptul că ești vulcanic. Da. Și dumneavoastră știați. Da, normal. Te rog, temperează-ți lucrurile. Și mi-a zis, uite, Robert, îți promit, mă întorc, de câte ori mă apucă draci, mă întorc în birou, stau, mă calmez și pe urmă, dar mă comport frumos. Așa v-a spus? Da, cu martor, nu singur. Eu n-am, deci eu pot să înțeleg, sunt dificultăți în administrație și e un stres enorm. Dar pot să iei o decizie, nu înseamnă a jigni un om, a-l călca în picioare, a-l aduce în faza de a se arunca de la etaj. Aveți probe, da? Păi nu că am probe. Cea mai bună probă e ambulanța. Domnul de la... Nu râdeți, că situația nu-i de râs, jur. Nu, dar cea mai bună probă e ambulanța. A sunat așa... Pentru că șeful de la ambulanță, vorbesc serios și da, nici n-a fost glumă, da, măcar, i-a propus domnului primar să instituie un post fix al ambulanței la primăria Ploiești, pentru că, real, ambulanța era chemată, dacă nu de două, trei ori pe zi, minim o dată pe zi la Ploiești. Că unei doamnei se făcea rău, că unei alte doamne plângeau. Oameni bolnavi înseamnă în primăria Ploiești, sau? Nu cum bolnavi, îmbolnăviți, puteți să spuneți, nu puteți să jigni niște oameni. Nu bolnavi în sensul au nevoie, nu știu ce vreți să spuneți, că au nevoie de asistență medicală sau la ce vă referiți? Au avut nevoie de asistență medicală din cauza comportamentului primarului, a jignirilor, amenințărilor și așa mai departe. Am avut cazuri de două ori, de doi oameni, nu știu dacă persoane diferite sau aceeași persoană, care a vrut să se arunce de la etaj. Despre ce vorbim? Este foarte grav ceea ce... Da, și mi-asum ceea ce spun. Ne urmăresc cei din primărie și știu foarte bine că ceea ce spun e adevărat. Ce face PNL? PNL în momentul ăsta, în primul rând, încearcă să aibă o comunicare cu alegătorii, cu cetățenii. E mai presus de un candidat pe care să-l desemnăm, e mai important ca noi, în relația cu cei care ne-au ales, să avem o explicare, dacă vreți. Absolut necesară și o lămurire absolut necesară. Și poate necesară. Niște scuze. Evident, evident. De aici și pornesc toate lucrurile. Sunt niște scuze pe care le datorăm ploieștenilor, pentru că l-am susținut ca și candidat pe Andrei Volosevici și împreună cu ei vrem să găsim această soluție. De aia nu ne vezi. Când veți lansa candidatul? Lumea se întreabă sau nu vă interesează acest aspect? În momentul ăsta noi prioritizăm discuția cu cetățenii mai mult decât orice altceva și mai mult decât o desemnare. Ați vorbit, fi că sunteți în coaliție la nivel național, în alianță. Ați vorbit, bă, totuși ne furăm de la unii la alții sau se va practica? Nu. Știți cum e? Fiecare se sinucide cum vrea dacă a luat decizia asta. Politic, evident, da. Politic, normal. Pentru că dacă vrei să... Chiar vi se pare sinucidere politică? Da, sincer. Din partea PSD? Sincer, da.
Vă mulțumesc mult, doamna senator, o discuție extrem de tranșantă, deci n-am făcut degeaba intro-ul acela. Ați spus lucrurilor pe nume, cu subiect și predicat, cum se spune, nu v-ați ferit, nu ați tentat întrebările. Ne vom revedea cu siguranță în viitorul apropiat. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, vă doresc succes. Mulțumesc. Aici punem punct acestei ediții speciale a emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!